Rusia a rebufnit. Reacția Kremlinului după ce Trump nu l-a felicitat pe Putin pentru că sublinie retigarea alegerilor prezidențiale. Absent ca unui mesaj de felicitare de la presubliniere dintele american Donald Trump către Vladimir Putin cu ocazia victoriei sale în alegerile prezidențiale din Rusia nu este un gest neprietenesc, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, informează agenția de subliniere TIRTAS, scrie Mediafax. Anterior, Casa Albă a transmis că Washingtonul nu consideră drept surprinzător rezultatul scrutinului prezidențial din Rusia, sublinierei nici nu există planuri pentru o conversație telefonică între Trump, sublinierei Putin. Putin rămâne deschis normalizării relațiilor cu partenerii americani unde este de interes, sublinierei esențial. Presubliniere dintele prime subliniere pe multe mesaje de felicitare din partea liderilor STR-i. Este posibil că unii se nu poate efectua un apel telefonic din cauza programului încărcat, iar alții, din alte motive. Ar fi gre subliniere IT să exagerne orice, a declarat Peskov. Pe de altă parte, Hogan Gidley, adjunctul purtătorului de cuvânt al Casei Albe, a declarat că administrația SUA nu este surprins de rezultatul scrutinului prezidențial din Rusia.